Devenit tradiție, concursul Educație Rutieră, Educație pentru Viață a ajuns la cea de-a noua ediție. Vasluienii s-au obișnuit să fie câștigători și s-au lăsat pradă emoțiilor. Astfel se explică și micile greșeli pe care în ceilalți ani nu le-au făcut. Nici ceilalți concurenți nu au făcut totul perfect. Bravo, mă. Ai 7 puncte penalizare, 1-4-6 tipul, bravo! Bravo! 7 puncte. Ce faci? Cum a fost? Ușor, dar am avut puține emoții și... Unde a fost cel mai greu? La scândurile, am crezut că le au, că la școală erau puțin cam apropiate, dar a fost bine. A fost cam rău din cauza lanțului și m-am dus și la scândurile, dar a fost eu cred că a fost destul de bine. Ai avut emoții? Puțin. Probele sunt aceleași de la ediția 1 până la cea de-a noua, care se desfășoară acum la Vaslui, cu prezența a 13 echipaje pe tot cuprinsul patriei. Nu las scândurelele înguste, distanța de 60 cm și cea de 10 cm între ele creează unele greutăți. Dar ei sunt antrenați și se descurc. Punctajul obținut de către elevii vasluieni au făcut departajarea astfel că primul loc a revenit tot acestora, așa cum s-a tot întâmplat în ultimii ani. În acest an, de la cele 12 județe, copiii au venit mai bine pregătiți, copiii s-au descurcat foarte bine la cele 3 probe, iar rezultatul este în felul următor. Pe locul 1, echipajul județului Vaslui, locul 2, echipajul județului Botoșani și pe locul 3, echipajul județului Neamț. O nouă competiție se va desfășura în anul următor. Profesorii au la dispoziție suficient timp pentru a pregăti noi elevi ce vor lua locul celor care nu vor mai putea participa, întrucât vârsta nu le mai permite.